De la relocarea activității la noul sediu, Poliția Locală Ghiroda a continuat să producă rezultate cu ajutorul sistemului de supraveghere al comunei. Agenții Poliției Locale Ghiroda s-au autosesizat în legătură cu o dubă surprinsă într-un loc bine cunoscut pentru descărcarea ilegală de deșeuri. Aceștia au surprins în flagrant șoferul și pasagerul vehiculului, în timp ce efectuau descărcarea deșeurilor din dubă, care era încărcată la capacitate maximă. Cei doi vinovați au fost sancționați, fiecare cu suma de 10.000 de lei, conform legilor și regulamentelor în vigoare. Mai mult decât atât, Cina folosită în comiterea faptei a fost confiscată ca o măsură complementară. Prin această intervenție, poliția locală confirmă încă o dată angajamentul său de a asigura un mediu sigur și curat în Comuna Ghiroda.